Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție Flash Mondain. Astăzi aflăm secretul frumuseții de la Majda, dar vedem și cum s-a transformat Parisul în capitala modei. Acestea, dar și alte subiecte interesante, chiar acum. Andrei Antonescu este gata de nuntă, dar nu are cu cine. Are planul făcut, știe tot în detaliu, dar pionul principal lipsește. Îi aflăm povestea la Flash Mondain. Frumoasa Majda este invidiată și adorată, iar secretul tinereții ei este în sfârșit dezvăluit. Îl aflăm și noi în seara aceasta. Parisul s-a transformat în prima capitală a modei, iar designerii de top ai lumii au dat frâu liber imaginației și au creat spectacol. Mai multe detalii imediat. Andrei Antonescu este gata de nuntă, totul este pregătit. Știe ce tort vrea, are locul pentru petrecere, rochea este stabilită, pantofii, doar mirele mai trebuie să-l găsească. Artista este convinsă că soarele va răsări pe strada ei și își va găsi jumătatea. Cu toate că a avut două relații eșuate, iar acasă are două fetițe, Andreea este convinsă că bărbatul menit să o facă fericită va apărea cât de curând. Andrei Antonescu își împarte viața între rolul de mamă și cel de artist. Are acasă două fetițe superbe, cam îndepărtate de vârstă, iar asta îi aduce doar provocări. Face față cu brio însă la tot ceea ce întâlnește în drumul ei și dacă ceva nu a părăsit-o, acela este optimismul. Nu se lasă cufundată în depresii sau deznădejde, nici nu ar avea de ce. E tânără, e frumoasă, împlinită, însă în tot acest puzzle perfect al vieții ei lipsește o singură piesă, un el care să o țină de mână și să o iubească. Ea l-așteaptă ca pâinea caldă și pentru prima dată în viață vrea să ajungă, așa cum se cuvine, și la altar. Sunt deschisă la o viitoare căsătorie. Locația am găsit-o, valsul mirilor îl știu, rochia o am pe mine. Nuntă nu am făcut niciodată. Am prezentat rochii de-a lungul timpului, am avut și copertă pe ghidul miresei. La propria nuntă nu am ajuns încă să particip. Probabil că dacă și când va vrea Dumnezeu și va considera că trebuie să bifez și eu acest moment al vieții mele, o voi face. Toată viața a fost în goana după fericire. A avut două relații serioase, mari și late. În urma lor a rămas cu două fete superbe, însă acum a dat maturitatea peste ea. Nu mai caută perfecțiunea în oameni, însă alesul ei trebuie să-i fie pe suflet. Am încetat să mai caut partenerul ideal. Nu-l mai caut pentru că mi-am dat seama că nu este neapărat despre lucrurile pe care el trebuie să le aibă. Despre cum le orânduiește Dumnezeu. Consider că pentru fiecare dintre noi este deja un drum scris, așa că de data aceasta l-aș lăsa pe el să decidă pentru mine. Își pune toată baza în cel de sus și e convinsă că acel cineva va apărea la un moment dat. Oricum, prioritate îi rămân copiii. Sunt schimbări în interiorul meu pentru că le am pe cele două fetițe ale mele care sunt lumina ochilor mei și minunile din viața mea, așa cum îți va declara orice mamă. Îmi dau seama că trebuie să fiu și mai responsabilă față de cum am fost până acum. Îmi dau seama că nu este cazul să apară o persoană trecătoare în viața mea. Nu aș vrea să le impacteze pe ele. Ar trebui să fie acel cineva și cam atât. Sunt convinsă că Dumnezeu va alege bine pentru mine. A știut mereu tare bine să delimiteze lucrurile, iar acum cu Siena, e la vârsta adolescenței, roadele se văd. Cu Traian, fostul soț, are o relație foarte bună, iar acest aspect o ajută mult și pe fiica lor. Siena este deja adolescentă și am avut mare noroc cu modul de a gândi încă de când ea era bebeluș. De când era micuță, eu îi explicam tot. Copilul nu știa să meargă, avea sub 3 luni, dar eu de atunci îi explicam ce fac. Am lucrat mult la relația mea cu ea. Sunt mamă, iar ea înțelege că are siguranță lângă mine, dar și prietenă, pentru că dincolo de orice îi vreau binele și poate avea încredere și lejeritate de a mă întreba orice lucru. Îmi place mult când vine și îmi povestește chiar și cele mai adânci
5 secrete ale ei. Cu Traian vorbește la fel de deschis. Se sună odată la 2-3 zile. Siena este simpatică atunci când vreau eu să vorbesc cu Traian. Îi spune, nu-l critic pe Traian, am o relație foarte bună cu el. Siena doar se amuză, pentru că știe că noi doi suntem foarte buni prieteni. Andreea Antonescu are acum 41 de ani. Multă vreme a crezut că viața e roz, dar niciodată nu a trăit în naivitate. Repere clare, ancorate în realitate, a avut mereu. Însă acum lucrurile îi sunt foarte clare în minte și simte că deține controlul asupra vieții ei. Mi-am dat seama că viața nu este doar despre foarte frumos, doar despre impecabil, doar despre lucruri pozitive. Dacă ar fi totul pozitiv, nu am mai ști să apreciem acele momente de fericire. Astfel, mergem înainte asumați. Vreau să cred că oamenii apreciază sinceritatea, onestitatea și realul. Eu așa sunt și așa am fost dintotdeauna, un om asumat. Mi-am dat seama că dincolo de aparențe și de ceea ce vrem noi să lăsăm impresia, dincolo de strategii de marketing și nume pe care trebuie să le apărăm, cu vârf și îndesat, căci altfel nu ar da bine la imagine, suntem oameni. Toți avem plusuri, minusuri, avem părți bune și părți la care putem lucra dacă ne dorim cu adevărat. Andreea Antonescu a fost căsătorită cu Ștefan Spac timp de 9 ani. Anne Hathaway este o apariție, iar recent pe covorul roșu ales o ținută semnată de un designer italian. I s-o fi potrivit romantismul? Aflăm la rubrica Așa da, așa nu. Majda este de o frumusețe răpitoare. Când o vezi, timpul se cam oprește în loc și ceasurile uită să mai ticăie. Ai spune că își petrece cea mai mare parte din timp în saloane cu tratamente, fel de fel pe chip sau pe trup. Ei bine, nu. Cena bună își spune cuvântul, iar secretele ei sunt la îndemâna oricui. Cu un castravete faci minuni, iar cu mierea alungi anii. Majda a fost mereu apreciată pentru chipul ei perfect și zâmbetul răvășitor. Exotică la prima vedere, vedeta știe prea bine să se pună în valoare. E frumoasă de pică și invidioasele își rod unghiile de ciudă că nici nu face mare lucru pentru a se menține tânără și frumoasă. Nici în saloane nu își pierde timpul, nici creme minune nu folosește și nici de intervenții estetice nu are nevoie. Din copilărie a știut să se îngrijească și să nu se abată de la ritualurile ei. Sfaturile cele mai bune le-am primit întotdeauna de la mama mea. Ea este cea care mi-a insuflat totul despre frumusețe și îngrijire. Mai mult, ea mi-a spus că frumusețea vine din interior și să mă concentrez pe lucrul acesta. M-a învățat să am grijă de tenul meu, de părul meu, de piele. De la ea am primit cele mai bune sfaturi. Dintr-o joacă, dintr-o glumă între fete, Majda a învățat de mică mici trucuri ale frumuseții. Le-a îndrăgit atunci în compania celor care i-au modelat pașii spre viață, iar când le-a aflat și beneficiile imense, nu s-a mai desprins de ele niciodată și acum le folosește acasă, în intimitate. Tot timpul când făceau salatele, ea și bunica mea îmi puneau castravete pe frunte. O întrebam pe bunica, mamaie, dar de ce îmi pui castravetele pe frunte? Îmi spunea că îți ia durerea de cap, dar face și foarte bine la ten. Când am crescut, am învățat tot felul de măști naturiste. Sunt adepta lor, dar și a tot ce înseamnă produse profesionale, creme din comerț făcute în laborator. Cum așchia nu sare niciodată departe de gard, Majda aplică aceleași tactici și cu fica ei. Deși micuța are abia 10 ani, știe cum stă treaba cu frumusețea, că doar a avut de la cine să moștenească înclinația. Nu a inițiat-o încă în tainele tratamentelor și a trucurilor de înfrumusețare, însă bazele de acum se pun. Momentan nu are 10 ani și simt că nu are nevoie, deși se îndreaptă spre pubertate și știm că noi, femeile, putem să ne confruntăm cu acnea sau un ten mai sensibil. Momentan nu simt că are vreo problemă, iar dacă îi apare vreun coș, am încurajat-o că nu trebuie să o deranjeze. Am învățat-o să-și îngrijească tenul, adică să-l curețe. Tot timpul înainte de culcare trebuie să își spele foarte bine tenul. O învăț, dar nu cu tot felul de creme. Mă vede pe mine în fiecare seară, sunt vreo 5 pași pe care îi fac. Masca șervețel, cremă de ochi, mască normală, exfoliant, ser. Ea mă vede tot timpul făcând lucrurile acestea. Ne mai răsfățăm ca fetele, îi mai pun o mască șervețel, spune că suntem la spa. Majda are 36 de ani.
Și acum ne facem bagajele pe repede înainte și aterizăm direct în orașul care nu doarme niciodată. Exact, mergem la New York, unde s-a derulat covorul roșu, iar starurile au pășit în toată splendoarea. Anne Hathaway a fost una dintre ele. Ales o ținută semnată de un designer italian. I s-o fi potrivit romantismul? Aflăm chiar acum la rubrica Așa da, așa nu. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Așa da, așa nu, cu zâmbetul pe buze. Vă trimit așa numai gânduri pozitive din platoul nostru și îmi salut și invitata din această seară, Octavia Haiduc, make-up artist. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Ești mai wild astăzi, cum s-ar am zice. Am simțit nevoia de un aer puțin mai fresh. Da, cred că știi că mergem în sălbaticul New York și te-ai îmbrăcat. Da, exact. Nu neapărat, nu mă potrivesc neapărat pentru eveniment, în schimb... Dar cu orașul, da. Exact. Ei bine, iubitori de modă, astăzi, cum spuneam, mergem până în agitatul New York pentru un eveniment mai special. National Board Review Gala. Covorul roșu și-a schimbat culoarea, dar vedetele nu au ezitat să pășească încrezătoare la evenimentul care onorează producțiile independente și nu numai. Și este un pic atipic, deoarece câștigătorii sunt anunțați cu câteva zile înainte. Jessica Chastain este cea care deschide lista de astăzi cu o creație a unei case de modă din Marea Britanie. Rochea magenta cu un corset bine definit a fost opțiunea investimentară pentru aceste premii, iar calificativul pe care îl primește din partea ta este așa da sau așa nu. Așa da. Voiai să spui așa și așa. Așa da, mai degrabă, dar am câteva detalii care mi-ar fi plăcut să fie puțin diferite și anume colierul. Mi se pare că este puțin cam coborât. Mi-ar fi plăcut să fie ușor la baza gâtului. Cred că ar fi dat mai bine pe ținuta asta, e strict părerea mea. Și puțin ceva în zona taliei, nu știu dacă mă gândesc că s-a vrut a fi intenționat, dar un pliu aici nu e chiar ceea ce îmi doresc. Ce îmi place și ce ador foarte mult, contrastul pe care îl creează cu make-up, păr și culoarea rochei. Mi se pare că vine genial și că o avantajează culoarea într-o mare măsură. Perfect. Așa da. Deci așa da. Așa da și din partea mea, deși aș fi simțit o oarecare schimbare în zona corsetului, ceva mai ridicat puțin, nu cu mult, dar acolo 2 mm ar fi fost perfect. În schimb, într-adevăr, este o apariție spectaculoasă. Partea de corset cumva fluid pe alocuri, datorită formei, mi se pare iar și interesantă. Într-adevăr, colierul aș fi vrut să fie puțin mai ridicat sau un alt tip de colier care să coboare cât se poate de mult. Părul impecabil, machiajul la fel, o apariție spectaculoasă de fiecare dată, așa da. În schimb, Elizabeth Olsen a fost una din invitatele speciale ale acestui eveniment, iar pentru apariția ei, aceasta a optat pentru un costum clasic cu un croi modern, semnat de un designer american. Cum ți se pare legere vestimentară? Sincer, înțeleg ideea, dar nu mă pliez deloc pe acest tipar. Mi se par prea multe tăieturi, prea mult volum la partea de umeri, comparând cu zona șoldurilor. Mă deranjează zona unde maieul se termină și începe fusta. Nu știu, puțin prea multe informații pentru mine pe partea de ținută. În schimb, accesorizarea mi se pare una bună. Partea de păr, că e destul de messy și cum e ușor introdus aici, nu știu dacă intenționat sau nu, îmi place. Machiajul este unul foarte fresh. Deci, per total, îmi place, dar a zice așa nu, pentru că ținuta nu e genul meu deloc. Am înțeles. O apariție interesantă, doar că umerii aceștia, cât se poate de rigizi, îi scad din înălțime. Asta înseamnă că o fac ceva mai scundă decât e cazul lor, nu vrem acest lucru. Ea cumva apare îngropată acolo între umerii de la acel sacou, păr, toate sunt așa adunate într-un singur loc acolo și apoi se relaxează pe măsură ce coborăm. Și aici mă refer la acel curse pe care îl are, la fusă și mai departe. Cumva toate sunt concentrate în partea de sus și jos este prea multă lejeritate și cumva discrepanța este atât de mare încât nu pot să-i dau decât un așa nu. În schimb, Zac Efron a dorit un look mai lejer și casual și din acest motiv a preferat un tricou alb, o pereche de pantaloni și un sacou din catifea. Ce părere ai de alegerea lui stilistică?
este potrivită pentru primul, așa, da? Sau în așa primul rând să spun ce părere am despre el, așa, da. Dar eram sigur că o să spui acest este lucru. Este un bărbat demn de covorul roșu. Sincer, mie și ținut îmi place, doar că am înțeles zona de casual în care el încearcă să o ducă, sau mă rog, stiliștii. Pe mine mă deranjează puțin partea de pantalon, unde regăsesc elastic pe zona talei. Așa este. Nu știu dacă neapărat mă deranjează elastic, cât mă deranjează că atârnă efectiv un element al... Pe mine mă deranjează bizonul. Șnurul de la pantalon. În schimb, nuanța sa acolo mi se pare genială. Îmi place cumva că a sortat-o cu un tricou super simplu, dar cred că și pe partea de păpuci aș fi optat pentru ceva puțin mai casual, dacă tot adus ținuta în să zona respectivă. Nota, exact. Machiajul impecabil, părul mi se pare foarte fresh și actual. Așa da, dar așa, un așa da, ești forțat. Indulgentă, să da. Știi. Faptul că are pantalonii cu un șnur acolo, cumva, și se vede șnurul, este greșit. Acum sunt tot felul de pantaloni cu prinderi laterale, care sunt absolut spectaculoși. Puteți să-i căutați, sunt niște pantaloni cât se poate de normal, doar că în loc de curea sau de acel șnur, au niște închideri pe lateral, foarte bine, nici nu se văd, sunt perfecți. Partea de încălțări funcționează cumva cu sacoul care este catifea, pentru că sunt ușor lucioși, dar nu funcționează cu partea de șnur. Și atunci acolo avem deja o discrepanță destul de puternică. Nici elementele decorative de pe papuci iarăși nu funcționează. Dacă ar fi avut o pereche de papuci simpli, șnurul ar fi fost înlocuit cu acel sistem de prindere laterală, ar fi fost o ținută perfectă, dar așa, cu aceste detalii care fac diferența și șnurul care atârnă acolo, nu pot să-i dau decât un așa. În schimb, Teyana Taylor a primit premiul Breakthrough Performance, iar eu sunt curios dacă adaugă în palmares și un așa, da, pentru rochie albastră semnată de un designer american. În primul rând, mă simt onorată să comentez asemenea personaje și personalități. Apariția este wow, cu siguranță. Rochea nu este genul meu. Nu-mi place rochea în sine, însă cum o completează culoarea părului, culoarea pielii, accesorizarea, care este una... absolut superbă, machiajul care completează și este, cred că dintre toate vedetele pe care le-am discutat, cea mai intens machiată și în zona mea cumva, dar e perfect pentru ea ca și atitudine, așa, atitudine și ținuta pe care a ales-o, deci așa da. Așa da. Așa da și din partea mea. Este un exemplu foarte bun în care roșul funcționează cu albastru. Pe de altă parte, rochia nu poate fi purtată de oricine, dar în cazul ei chiar funcționează. Nuanța pielii este absolut perfectă cu această rochie. Unde mai pui de cercei, nu vă spun despre cine este vorba, că deja știți, chiar de curând au avut o prezentare a noii colecții și ținutele au fost spectaculoase. O casă de modă din Paris a semnat și cercei, dar și prezentarea de care vă vorbeam. O apariție foarte, foarte atent gândită și nu pot să-i dau decât un mare așa da. O să încheiem în schimb cu Anne Hathaway, care a fost pentru prima dată invitată la acest eveniment, unde a și urcat pe scenă pentru a înmâna un premiu. Pentru aceasta, actrița a ales o casă de modă din Italia pe care a accesorizat-o cu mai multe bijuterii, așa da, sau așa nu, pentru Anne Hathaway. Și aici sunt destul de incertă în a oferi un răspuns. Îmi place simplitatea, îi dau simplitate și emană ceva ce nu oricine emană. Îmi place corect. Foarte mult de ea ca persoană și ca atitudine. Rochia în sine e ok, cumva e, din punctul meu de vedere, într-o zonă clasică cu care nu prea dai greș. Da. Cam aceasta este părerea mea, deci mare parte aș spune un așa da. Machiajul, cum ți se pare? Machiajul îmi place destul de mult, dar intense. Partea de sprânci... Bravo, foarte bine punctat. Partea de sprâncene, nu știu dacă ea, nu cunosc atât de bine personajul, dacă ea are sprâncene natural, foarte, foarte intense sau le-a accentuat prin machiaj, mi-ar fi plăcut să fie puțin mai soft, finuțe. Pentru că machiajul este foarte ușor și atunci centrul atenției este focusat pe zona de sprâncene când e vorba de machiaj. Dar totuși, per total primește? Per total, un așa da. Așa da primește și din partea mea,
decolteul, pe cât de adânc, pe atât de corect realizat, nimic vulgar acolo. Într-adevăr, sprâncenele par cumva mari, dar probabil și datorită culorii, știi? Adică sunt așa intense acolo. O apariție foarte discretă și delicată în același timp. Nu pot să-i dau decât un mare așadar și mă bucur că a fost invitată pentru prima dată la acest eveniment și ție îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Cu mare drag. Și să știi că abia aștept să ne revedem. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, rată din platoul așadar și anunța vizii seară spectaculoasă. Parisul s-a transformat în prima capitală a modei, iar designerii de top ai lumii și-au prezentat colecțiile. Cine a strălucit pe podium? Vedeți imediat după publicitate. Revenim! Parisul nu se dezminte și s-a transformat în prima capitală a modei. Săptămâna modei Haute Couture a luat startul într-un mod grandios, iar cele mai mari case de modă și-au prezentat viziunea pentru sezonul primăvară-vară. Vorbim despre stil, rafinament, eleganță și chiar exuberanță. Designerii n-au făcut rabat de la imaginație și i-au dat frâu liber. Rezultatul este absolut senzațional, iar martori la regală au fost actori, cântăreți și influenceri celebri. Schiaparelli a deschis săptămâna modei Haute Couture de la Paris. Colecția prezentată este una de-a dreptul excepțională, spun criticii, iar povestea din spatele ei pornește încă din copilăria fondatoarei case de modă. Ea a devenit pasionată de astrologie datorită unchiului și acum, peste decenii, această pasiune a fost transpusă într-o colecție. Rochii cu unghiuri parcă desprinse dintr-o lume sci-fi, inclusiv o rochie creată dintr-un colaj de plăci de circuite electronice și un model care poartă un bebeluș robot decorat cu cristale Swarovski. Cu asta a uimit colecția Schiaparelli. Pentru machiaj și coafuri, casa de modă a ales culori naturale și a pus accentul pe un ten cât mai luminos. Casa Dior a prezentat o colecție inspirată din prima colecție a lui Christian Dior, numită New Look. Designerul oferă o notă actuală modei din trecut. Și casa de modă Chanel s-a inspirat de la fondatoarea sa pentru noua colecție Haute Couture. Sacouri cu gulere elizabetane și rochile din stofă și voală au dat o notă îndrăzneață clasicului Chanel. Săptămâna modei Haute Couture de la Paris se încheie pe 25 ianuarie. Superb, superb, doamnelor și domnilor, cu adevărat de vis ce s-a întâmplat la Paris. Până data viitoare, Flash Monden se oprește aici. Rămâneți pe Prima TV. Pe curând! Program disponibil pe primaplay.ro.